Problema câinilor fără stăpân depășește mai toate autoritățile locale din întreaga țară. Aleșii noștri au întocmit un proiect de lege care ar trebui să reglementeze anumite lucruri. Acesta dă doar posibilitatea administrației locale să decidă între eutanasiere, plasarea tuturor maidanezilor în adăposturi sau sterilizarea acestora și apoi întoarcerea lor în stradă. Pentru municipiul Timișoara, viceprimarul Adrian Orza propune organizarea unei dezbateri prin care mai mulți specialiști în domeniu să-și dea cu părerea. În primul rând, trebuie să vedem ce va spune legea, pentru că legea e esențială, iar în al doilea rând, dar nu în ultimul, foarte important este să avem o dezbatere publică locală cu medici veterinari, cu asociații care militează pentru protecția animalelor, cu asociații chinologice, cu dresori, cu cetățeni implicați, pentru că dacă nu vom elabora un regulament care până acum nu se putea elabora din cauza lipsei de legislație, dacă nu vom scoate un regulament aplicabil de la cetățenii proprietari de câini și până la câinii de pe stradă, cu chestiuni stricte, cu chestiuni acceptabile de către toți, ne vom certa la infinit pe acest fenomen și numărul câinilor va crește în continuu pe stradă fără să mai putem lua măsuri apoi. Deci e foarte important să există o dezbatere, sper să o realizăm în acest an pentru a putea extrage acest regulament în urma discuțiilor cu toți, care să devină lege locală începând cu 1 ianuarie anului viitor. În momentul de față, primăria Timișoara adăpostește mai mulți câini fără stăpân într-un adăpost al unei companii private, cu care are încheiat un contract. Au fost organizate și numeroase târguri de adopții de căței, însă problema nu a fost rezolvată. Mai mulți specialiști afirmă că sterilizarea ar fi singura soluție pentru a reduce numărul animalelor fără stăpân, iar cei care se gândesc la soluția eutanasierii vor doar să obțină contracte bănoase în afacerile cu statul.